Dacă puteți să-mi spuneți care e obiectul plângerilor. Obiectul plângerilor este următorul, că eu am adresat cerere penală însoțită de probe incontestabile și am solicitat de la Procuratura Generală și Centrul Anticorupție pornirea urmărilor penale, fiindcă ei tot timpul cer... Împotriva cui? Împotriva lui Monica Babuc, ministrul culturii, Elena Stătoaș, șeful serviciului juridic, executorul judecătoresc Vitali Guțu și 5 judecători de la Curtea Supremă de Justiție. Și deci, din câte ați văzut și dumneavoastră, eu am solicitat. Băi, măcar i-ați audiat? Și tot materialul ăsta e vizat ex-ministrul culturii? Da, e și acela hoțul acela care a furat 10 de milioane, de acolo are protecție de la cumnat Sodiacov. Nu e problemă. Și eu i-am întrebat, chiar în instanță judecat pe procuror, aveți, puteți să-mi demonstrați că ați audiat măcar o persoană care figurează acolo? Nu a audiat pe nimeni, absolut. Dar n-aveți nicio dovadă, au început urmărire penală, n-au început. Dar n-au început nimic, fiindcă ei sunt obligați să mă anunțe pe mine dacă au pornit și să mă aducă la cunoștință. Fiindcă ei sunt obligați, conform articolul 274 Cod Procedură Penală, să emită ordonanță de pornire sau nepornire, care poate să fie contestată în instanță. Ei nu emit nimic pentru că chipurile omului să nu conteste nimic. Adică o cât fac timp? Pe... În urmați depus. În ianuarie 2014, acum avem iulie, jumătate de an și nu a emis o ordonanță. Dar sunt materiale care sunt de 3, 4, 5 ani și nu emit nimic. Ce sume e vorba acolo? Despre ce sume? 600.000 de lei. Pe un caz, da. Deci temei serios să începe urmărire penală. Da, sigur că. Depozitare, scurcare, șantaj și așa mai departe. Un caz este 600.000 de lei, altul caz este 300.000 de lei. Am și 1.000.000, înțelegi? Cum poate cetățeanul ăsta să mai stea în țara asta dacă este șantajat permanent de către organele statului? De către cei, menirea cărora este să acorde protecție dreptului, intereselor persoanelor, intereselor statului, să fură 10 de milioane de lei de la stat? Eu am probat asta cu probe și nu se întâmplă nimic absolut. Nu, da. Fiindcă ei sunt din Partidul Democrat, ei au protecție. Și ce să le fac? Chiar cu tipografia, uitați-vă, într-o singură lovitură, eu am vorbit asta și este și la voi pe asta, într-o singură lovitură vreo 15 milioane de lei cu vânzările patrimoniului. Și ce s-a întâmplat? Nimic. Da, aici care a fost povestea cu Procuratura Generală și Procuratura Anticorupție? Ei aruncă pisica de la unul la altul. Păi, vedeți ce fac? Aruncă pisica de la unul la altul cu adevărat. Pentru că n-am primit răspunsurile, nu mi s-au oferit răspunsuri, nu s-a pornit urmărire penală, nu s-a emis ordonanță de pornire sau nepornire, eu m-am adresat la judecătoria Rășcanov. Acolo s-a prezentat Procuratura Generală și a demonstrat în instanță, dar n-a demonstrat de fapt, dar a încercat să demonstreze că chipurile nu se devină, dar devină Procuratura de Corupție, fiindcă ei au examinat certe și să fie trimis după competență la judecătoria publică. Au emis închiere, galben, judecătorul, și au transmis aici după competență. Acum vin aici de la anticorupție și spun, dar asta nu e de competență. Noi n-am examinat asta, au examinat asta, Procuratura Generală. Adică se demonstrează că e incendie, dar n-au examinat. Nici una, nici alta. Nu examinează plângerile cetățenilor. Nu știe dreaptă ce face stânga. Și la urma urmei, dacă m-a adresat cu plângere în privința, sau cu cerere penală în privința, da, de fapt e plângere în baza articolului 313, Procuraturii Generale, trebuiau să examineze de fapt acolo, la Rășcanu. De ce? Pentru a nu tergiversa. Fiindcă procurorul cu care am adresat eu plângerea penală, este în drept să pornească sau să nu pornească urmărire penală. N-au pornit, au dat dincolo la examinare. Dar nici despre ce probe, ce probe aveți? De probe sunt toate, absolut, absolut toate. Adică ei se joacă fotbal și fiecare, să zicem, fuge de responsabilitate. Poate ne arătați și nouă despre ce probe e vorba. Păi probe doar plângerile care le-am depus la Procuratura Generală, la... uitați-vă, pe numele Corneliu Gurin. Că lumea de fapt a contat și pe domnul Gurin la început, că ceva face, dar nu face nimic. Atârnarea lui aceea, uitați-vă, vreo 6 cereri, plângeri repetate am făcut. Ia uitați-vă, și nu s-a adoptat niciun hotărâre. Uite, cereri repetate, cereri repetate. Tot